Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În alt ordine de idei, oamenii de știință au găsit o metodă de a face dinții să crească din nou. Este vorba de cercetătorii japonezi care au descoperit un anticorp care stimulează regenerarea dinților pierduți. Deocamdată experimentele se fac pe animale, dar probabil că o să fim și noi. O să ne crească dinții ca la veverițe. Și după aia o să ne vină să îngropăm ghinde în curte sau ceva. Și că la rozătoarele de aia sunt rozătoare, trebuie să roadă tot timpul ceva, că le cresc dinții permanent, știi? Da, eu sunt curios dacă vreodată o rozătoare a fost chinuită de niște cercetători de ăștia să nu roadă nimic, să vadă cât cresc incisivii. Ce rău ești, până zgârie parchetul. Cred că așa a apărut morsa. Da? Morsa? Da. 037. N-a avut ce să ronțe. Cât să roți gheață? Da. 0372 fără un whisky. 0372069599. Dacă ar fi să fie, ce problemă ați vrea să rezolve oamenii de știință? Sunați-vă, ia gândiți-vă la cum ar fi. Adică să rezolve o problemă, ceva care vă deranjează din orice domeniu, n-are nicio importanță. 0372069599. Nu vedeți că cercetătorii ăștia descoperă o sumedenie de lucruri. Deci, dacă au rezolvat asta să ne crească dinții la loc, stomatologii cred că fac un lobby împotriva acestei idei. Supărare mare. Sau se duc pe pile. Da. Să înceapă să-și dezvolte abilități de pilire a dinților. Mie mi-a plăcea, de exemplu, să găsească o cale prin care să putem, să pot să zbor. Fără aparat. Pur și simplu să dau din fâl și să trec peste centura capitalei. Să evit traficul de pe ciuda la centura capitalei. Să zburăm, domne. Asta ar fi o treabă. Îți dai seama ce trafic ar fi? S-ar muta de jos sus? Mamă, bombardierii chiar ar fi bombardieri. Da. Dar pot să rezolv chestia asta cu zburatul. Mie mi-ar plăcea, de exemplu, să pot să mă teleportez. Adică m-am trezit, m-am îmbrăcat frumos, pac-pac, și brusc sunt în studio. Teleportare, a? Păi sunt mai PSF-uri, așa sunt mai pragmatic. Păi nu, dar n-ar mai fi nici aglomerație în trafic. Îți dai seama, ăsta ar sta, ar zbura, cedează trecerea în zbor. Asta vrea ceva cu zi. Tu apari direct dincolo. Da, da. Prăjituri, cu ce? Eu mai am mea veche... Arderile. Visul meu cu arderile, da. Ce? Să fac orice. O combinație să pot să mănânc cât vreau eu și să nu mă îngraș un gram. Să rămân... Fraților, vă spun așa. Ia-ți deci, dinți de ea. Să mănânc cât vreau, da. Cât vreau eu, ce vreau eu. Și să nu mă îngraș. Exact. Zilele trecute, când a fost evenimentul cu Dobrogeanu și, cu Dobrogeana și Merdeneaua, țineți minte, că am vorbit la radio, da. Aulea, a organizat Luca o livrare de Merdenea și Dobrogeana. Au venit călduțe aici, m-a întrebat, ce vrei? Vrei Dobrogeană? Da, am zis, vreau Dobrogeană. Merdenea vrei? Da, și Merdenea, care e problema? Și au venit, ce să spun, Merdeneaua era cât o pagină, a patru. Deci cât o foaie de care de mare. Înțelegi? Da. Și Dobrogeana era cam tot atât. Numai era o felie de tort de la mare. Da. Am și așa. Dacă mi le-a adus, le-am mâncat. Asta a fost. Și mă vede Luca peste 10 minute, umblam prin redacție și tocmai dădeam gata, cred că am mâncat mai întâi merdeneaua și după aceea dobrogeană. Mai aveam un pic din dobrogeană. Și se uită, efectiv s-a blocat, i-a căzut fața. Zice, tu ai mâncat tot? Da. Zic, păi dacă era... Senin. Mamă, zice, ce te invidiez, poți să mănânci o merdenea și o dobrogeană deodată? Da. Fără să te rostogălești. Fără să te rostogălești. Da, el având arderile ceva mai bune. Nici el nu e un campion al arderilor. Că noi cu toții că la un moment dat o luase. Eu îl suspectez că el nu mănâncă atât când ne spune nouă. Nu mai sunt. Dar sunt oameni, eu cunosc oameni. Personal i-am cunoscut. Bă, care mâncau de mă speriam, eu fiind gras. Hai că am dat-o tot în mâncare. Bun, hai să venim la ascultătorii noștri. Deci 0372069599, prieteni, hai să vorbim în dimineața asta și așa. Plouă, să ne mai amuzăm, să ne mai veselim. Dacă ar putea să vă rezolve oamenii de știință o problemă care vă frământă, așa, legată de mâncare, care ar fi problema asta? Păi nu neapărat mâncare. Da, nu neapărat mâncare. Dan, bună dimineața. Salut, Dane. Bună dimineața, domnilor. Să trăiești, Dane, ia zi. Eu n-am o problemă cu mâncarea, pentru că mănânc fără oameni de știință. Da. Dacă ar exista așa o pronie cerească, o minune dumnezească, așa? Să ilumineze cu oamenii de știință, domne, cel mai bine în pandemie ar trebui să descopere un medicament contra prostiei, domne. Prostia e povestea care ne lovește pe toți. Asta e. Și cred că încă vreo 1000 de ani. Aici e secretul universului, nu merge. Deci aici ne trebuie, ce să spun, o colecție de noi Einstein. E foarte greu. Foarte greu. Deci, atunci, se cercetează de mult. Săraci oameni de știință să lovesc cu Dumnezeu, domne, că nici Dumnezeu n-a găsit soluția. Da, săracul de el, îți dai seama. Dumnezeu a făcut și el o greșeală.
a creat prostia și a zis: aoleu, acum cum fac să rezolv asta? N-a reușit, de o veșnicie se străduiește și nu poate. 0372069599. Ne plac ideile voastre. Eduard, bună dimineața. Salut, Edi. Bună dimineața, băieți. Ia zi. Bă, eu nu mai am o problemă cu mâncarea, că am aflat recent că 75% din corp e apă, așa că am o problemă cu apă, să nu mai beau apă. Ce suntem așa îmbibați de apă, domnule, de fapt? Da, pă, acolo e problema. Asta este problema. Da, și mai înjumătățești apa cu vin. Înjumătățează. Nu. Ne bate în joc de vin. Nu, Zaf nu prea știe. Cu astea lasă, că nu prea știu. Noi. Da. Bine, hai, nu mai luăm? Nu mai, ne oprim aici. Trebuie să dăm puțină muzicuță. Asta este 7:50. Da, avem o piesă, nu știu dacă tu o știi, Vlad, dar eu cu Luca suntem foarte atașați de ea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.